Peste doar câteva luni va începe un nou sezon de cules de căpșuni, astfel că la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au apărut deja primele oferte. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin departamentul EURES, a lansat o ofertă pentru locuri de muncă în Danemarca, în sectorul agricol. Sunt disponibile 35 de locuri de muncă. Condițiile de ocupare a acestor locuri de muncă nu sunt tocmai simple pentru cei care sunt atrași de mirajul banilor din străinătate. Condițiile esențiale pentru ocuparea acestor ar fi 18 ani împliniți, ar fi preferabilă experiență în domeniu și de asemenea se solicită cunoașterea limbii engleze. Cei care doresc să se înscrie ar trebui să transmită un CV în format Europass în limba engleză direct angajatorului din Danemarca, care de altfel va face și preselecția candidaților. Doar candidații preselectați vor fi invitați la următorul interviu de către consilierul EURES din cadrul fiecărei agenții județene pentru ocuparea forței de muncă. Menționăm că selecția efectivă va avea loc în luna februarie la Oradea. Dacă unii abia așteaptă să prindă o ofertă în străinătate, alții nici nu se gândesc la așa ceva. Nu. De ce? Că nu știi să te aprecieze ca om. Cei de acolo? Da. Și nu contează salariul? Nu contează. V-ar tenta să lucrați în străinătate? Nu. Dacă ai fi de acord să lucrezi în străinătate sau te-ar tenta să lucrezi în străinătate? Da, sigur. Sunt acum 35 de posturi în Danemarca în agricultură. În agricultură nu. În domeniu aș lucra, acum sunt la școala pozițională sanitară, în domeniu medicinei aș lucra. Se câștigă mai bine. Se câștigă foarte bine. Munca în Danemarca se va desfășura la o fermă ecologică în aer liber. Sezonul de recoltare a căpșunelor începe la începutul lunii iunie și se termină în jurul datei de 15 august.